În dieta noastră de zi cu zi, grăsimile joacă un rol destul de important. Dacă nu-i administrăm organismului grăsimile corecte, acesta poate să nu funcționeze corect. De pildă, uleiul de rapiță este considerat una dintre cele mai sănătoase grăsimi de gătit, mai bună chiar și ca uleiul de măsline. Dacă este să privim în trecut, uleiul de rapiță era adesea folosit în scopuri industriale. Era ieftin de produs, însă nu putea fi consumat deoarece conținea niște substanțe periculoase. O grămadă de oameni de știință canadieni au dorit să transforme uleiul de rapiță într-un ulei comestibil. Prin urmare, au folosit tehnici selective de reproducere pentru a crea semințe care conțineau mai puțin din aceste substanțe dăunătoare și amare. Astfel, s-a născut ceea ce numim noi astăzi ulei de rapiță. Aceasta este una dintre cele mai sănătoase rapoarte ale oricărui ulei vegetal, chiar mai sănătos decât uleiul de măsline. Fitosterolii care se găsesc în acest ulei pot reduce, efectiv, crearea și absorpția de colesterol pe care le puteți obține de la alte alimente. Prin urmare, nu numai că uleiul de rapiță nu conține colesterol, dar poate reduce nivelul colesterolului cu 10-15%. Uleiul de rapiță, la fel ca multe uleiuri vegetale, este bogat în vitamina E, care este o vitamină esențială pentru organism din diferite motive. Vitamina E este foarte eficientă ca antioxidant și este capabilă să protejeze pielea de efectele dăunătoare ale radicalilor liberi. Acest lucru vă poate menține pielea suplă și netedă, crește rata de vindecare a leziunilor, reduce aspectul de pete, riduri și semne de acne. Radicalii liberi pe care vitamina E îi poate neutraliza sunt unele dintre cele mai periculoase componente ale organismului care afectează aspectul pielii, astfel încât uleiul de rapiță este o alegere potrivită dacă doriți să arătați tânără și frumoasă în vârsta înaintată.